Florinel Coman, una dintre marile surprize ale lui Mr. Edward Iordănescu la Euro 2024. Cum te simți să fii aici? Mă simt bine, sunt bucuros, sunt fericit că fac parte din acest grup și sper să ne continuăm povestea. O bucurie imensă după meciul cu Ucraina, dar acum urmează Belgia. Cum simți acest meci? Da, este un meci tot așa cu o echipă foarte bună, o forță a Europei, cu jucători care joacă la cel mai înalt nivel, dar cred eu că forța grupului își poate spune din nou cuvântul. Cum v-ați pregătit, și nu o să te întreb de tactici, cum v-ați pregătit la nivel mental pentru această confruntare, mai ales că ați avut această victorie fabuloasă? Da, unul dintre factori a fost și puterea mentală. Ce pot să spun, am vorbit înainte de acest meci, am vorbit și după acea campanie pe care am terminat-o. Ne-am pregătit mental, cu siguranță că este nevoie la acest nivel, dacă nu ești puternic mental, este greu să faci față. Dar, nu știu, am avut încredere în noi, am avut încredere, ți-am spus, în forța grupului și ne-au ieșit și execuțiile, avem jucători de execuții care îți pot câștiga un meci. Simțiți vreo presiune în plus după această victorie sau legată de faptul că veți întâlni jucători ca Lukaku, De Bruyne? Presiunea se simte. Dacă nu ai presiune, nu ești unde trebuie. La acest Euro este clar că este presiune, dar cu siguranță n-am venit să jucăm. Până la urmă este campionatul european. Cu toții cunoaștem ce jucători sunt aici, așa că doar trebuie să fim noi sau să ne autodepășim. Vei fi titular din nou? Nu știu și sincer nu contează. Ce-mi doresc este să luăm puncte. Care e atmosfera între voi, ca și colegi? Că probabil ați discutat astăzi, veți mai discuta și mâine dimineață. Cum îi simți pe colegii tăi? Da, avem un grup foarte frumos. Am avut o zi după meciul cu Ucraina în care ne-am relaxat. Am vorbit, am stat cu toții împreună. Am făcut refacere, am povestit după fiecare masă, după cină. Cred eu că putem să ne gândim la lucruri frumoase și am discutat cu toții să continuăm povestea, că este una frumoasă și să se bucure fiecare de această oportunitate. În 2019, la Europeanul cu Under-21, ați creat un nucleu foarte puternic și o mare parte din echipa de atunci se află astăzi la Naționala Mare. Crezi că a contat și contează în acest moment acel nucleu care a început să se formeze de atunci? Da, contează, pentru că majoritatea jucătorilor am făcut junioratul împreună, adică ne cunoaștem de la, nu știu, 12 ani, 13 ani, am ținut legătura, ne-am întâlnit, cei care au plecat în străinătate, ne-am întâlnit din nou la echipele de juniori, la național, așa că eu cred că contează foarte mult acest criteriu și cred că și din cauza asta suntem aici. La acea vreme, presa internațională scria despre tine că ești o norocoasă națională de tineret a României, că ești un fenomen și că va trebui să fie toată lumea cu ochii pe tine. Vom vedea din nou la acest turneu cu Naționala Mare, îl vom vedea pe acel Florinel Coman sau este o variantă și mai bună a lui? Nu știu, vom vedea. Nici înainte acelui Euro nu știam că voi marca două goluri. Nu mă gândesc la așa ceva, doar mă simt bine, trăiesc clipa, trăiesc momentul și când se aprează la mine, încerc să fac totul pentru ca echipa mea să iasă câștigătoare. Cum e să fii antrenat de Edward Iordănescu? Frumos. Este un antrenor foarte bun, cu multe calități. L-am prins și la Steaua când a fost dânsul, dar din păcate doar un meci am putut să joc pentru că m-am accidentat. Mă bucur foarte mult că este alături de noi, ne dă încredere, știe cum să vorbească, știe să te motiveze, este un profesionist desăvârșit, disciplina a contat, a adus disciplina și cred eu că dânsul are un merit foarte mare pentru această calificare și pentru acest rezultat. Yanis Hagi îmi spunea într-un interviu pe care l-am luat ieri că, practic, Edward Iordănescu s-a lăsat pe mâna voastră. Și o atitudine ușor schimbată față de restul. Antrenorul s-a lăsat pe mâna jucătorilor. Cum ai comenta asta? Simți că s-a întâmplat asta? Până la urmă suntem un grup mai tânăr, în afară de, nu știu,
2-3 veterani, grupul este tânăr. Îți dai seama că se pot întâmpla mai multe când ai un grup așa tânăr. Trebuie să știi cum să lucrezi cu ei. Nu știu, programul este foarte bun, cred că asta a și contat, ne simțim bine, nu avem nicio problemă, nu avem nimic de comentat sau ceva de genul, așa că îți dai seama că a contat și faptul acesta. Tu ai crescut la Academia lui Gheorghe Hagi. Contează educația primită acolo pentru performanțele tale de astăzi? Da, contează. Contează cel mai mult mentalitatea pe care ți-o creează Academia. Am plecat la o vârstă destul de fragedă, nu mi-a plăcut prima dată, primele 6 luni nu m-am simțit bine, dar după mi-am dat seama că trebuie să muncesc și dacă cred în visul meu, trebuie să fac sacrificii. Și până la urmă m-am acomodat, am tras de mine și mă bucur că sunt fericit și împlinit în acest moment. Știu că în acea perioadă legasei o prietenie destul de strânsă cu Ianis Hagi. S-a păstrat această relație peste timp? Da, normal. Și nu numai cu el, cu mai mulți jucători. Cu generația 98, 97, chiar și 96, că Marin Răzvan este 96. Da, s-a ținut legătura, s-a păstrat legătura, mereu vorbim. Când putem, ne mai cerem sfaturi unul de la altul. Adică, nu știu, suntem foarte, foarte uniți și foarte deschiși. Ceilalți colegii tăi mi-au vorbit și despre influența lui Stanciu, a capitanului, asupra voastră și asupra vestiarului. Tu cum le descrie pe Nicolae Stanciu ca lider al echipei voastre, ca și capitan? Este de ce a avut nevoie România pentru a face performanță după atâția ani. Naia a fost la un euro și a dorit foarte mult să fie la încă unul. Cu asta am plecat în cap. Ședințele pe care le-am avut cu grupul au lăsat de înțeles că nu avem cum să se termine campania și noi să nu fim în Germania. Este un lider, da, clar se vede și în teren și în afară, dar nu te gândi că este un lider, nu știu, strict sau ceva de genul. Îi place și lui să fie tânăr, stă cu noi, vorbim, glumim, adică chiar este ce trebuie. Care este cea mai mare dorință a ta la acest campionat european și care este targetul tău personal? Mă gândesc să ieșim din grupe și după să ne fixăm un obiectiv măreț. Și acum aș vrea să te întreb ce ți-au spus părinții și bunicii tăi înainte să pleci la Euro. Ce să-mi spună? Că au încredere în mine, că este tot ce mi-am dorit, este ceea ce visez de copil. Mă uitam cu ei împreună la meciurile naționalei și acum am ajuns să joc pentru această țară și doar să fiu eu și să mă bucur de momentele petrecute aici și că au încredere că vom face istorie. Este această nouă națională, această nouă generație, echipa de suflet a românilor, așa cum o numesc toți în zilele acestea? Da, da. Și eu cred asta, pentru că s-a pus foarte mult suflet. Dacă nu puneam suflet, nu cred că eram în momentul acesta aici. Și cu toții subliniați acest amănunt, că aceasta este forța voastră principală și cartea pe care mizați dincolo de tactici. Dorința și inima asta mare. Când crezi că s-a format mai exact? Când a luat ea naștere? În campania trecută. La meciurile puternice, nu știu, să-ți dau un exemplu, la pauza meciului cu Elveția. Când eram conduși 2-0 și a intrat Mihailă după bancă, s-a făcut 2-2. Atunci cred eu că s-a născut o nouă generație, o generație care... Atunci ne-am dat și noi seama că până la urmă nu ne interesează pe noi ca individ, cât ne interesează echipa și rezultatul pe care trebuie să-l obțină România. Și o ultimă întrebare. Dacă Florinel Coman de astăzi s-ar întâlni cu copilul Florinel Coman de acum 10-15 ani, ce i-ar spune acelui copil? Să facă ce simte și că totul va fi bine. Și un mesaj pentru milioanele de oameni care vă urmăresc și care vă iubesc și care unii sunt acasă, alții vor veni în Germania? Da, nu știu, ne bucurăm foarte mult că i-am făcut fericiți. Am văzut ce s-a întâmplat în țară după acel meci. Am vorbit cu prieteni, mi-au spus că este nebunie. Toate terasele erau pline, fericite. Ce pot să spun? Este o atmosferă incendiară ce am trăit pe Allianz Arena cu atâți români. Nu știu, nu pot să descriu ceea ce am simțit după acel meci.
dar mai ales când am văzut copii care plângeau și își doreau să ajungă și își doresc să ajungă și fotbaliști și să reprezinte această țară.